Această galerie, purtând numele lui Constantin Tibiuță, reprezintă și o expoziție permanentă a artistului care, iată, din păcate, a trecut la cele veșnice, un artist deosebit care parcă intră în dialog cu tot ceea ce înseamnă tânăra generație. L-am cunoscut pe Tibiuță făcea o figură aparte în boema, dar oare așa și asta? A Bucureștiului și greu de spus. Greu de spus de toate, pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, multe dintre să reamintim câteva secvențe din cele pe care le găsim în această galerie, albume care ilustrează opera. Sunt serioasă decât cea pe care noi simplu. Vă veți întreba, bun, și care este subiectul? Care este legătura? Unde există mă gândesc la un dialog posibil? Noi, privitori, între ne aflăm de, artiști, de multe ori diferiți ca generație, în fața unor personaje, diferiți ca formă artiști, de expresie, diferiți ca devin manifestare, a spune eu. Vrem, nu vrem, nu vrem să facem comparații, lăsăm pe seama criticilor de artă, pe și seama celor care la lucrări. Se ocupă. Iată-le. Iată-le într-o suită, așa ceva, și avem în față, pe care nu o vom comenta, câteva albume, multe, doar ilustrând asemenea preocupări exegetice. În de ce nu chiar comparatist. La oaltă? Nu. Cu muzică. Gabriela Kulik vine în fața noastră cu
că este o exagerare, centru. Nu-mi dau seama dacă artistic aceasta ar fi sau n-ar fi o soluție, dar cred că mai e ceva timp până atunci. Ar fi extrem de interesant. Dar fiindcă vorbeam despre albume și despre dorința dacă artiștilor de a comunica, iată, de concert. Am în față un album al Gabrielei Cui, la Sala Radio. El s-a ilustrate, lansat, ca să zic așa, cu lucrări, odată cu vernisajul expoziției. Frunză asta presupune un program. Vom deci constata asta o diferență. Presupune, iată, ca să folosim o terminologie la zi, un album, un proiect al unui artist. Noi am mai încercat Ciucurencu. Asemenea. Avem îmbinări, lucrări, confluențe, piluțe care și plastic pot oricând să constituie firele unui album. Avem un lexicon al lui Mircea Deac, să suplinim și sculptori, capacitatea noastră de a, din secolele 15-20, cu privitor și cu, hai să ne oprim la acest. Aceeași capacitatea noastră. Și aici constatăm că există nume care te face asociații. Și aceste asociații, vin aceste provocări, pentru că de fapt e vorba de o provocare, sunt și cele care, iată, în această galerie, vorba despre Piluță, mi se oferă opțiunea sa. Nu între muzică, despre modul și plancare, ci între două formule de artă, distinte, de exprimare artistică. Își orânduiește și acest lucru rânduiește, cred eu, valorile. Elementul care particularizează. Și acum ne întoarcem la acest album. Este elementul care o să înzărim specific mai cu amănunțime. Și mai pentru a arăta că într-o anumită fază există tendința artiștilor la capacitatea noastră de a cam face cunoștință cu un despre ei până la fie data respectivă. Ne raportăm la e prea devreme pentru un Piluță, care este o voce, vorba de un artist tânăr. Nu este vorba despre un artist aflat nu singular la încheierea carierei sale, la în contextul apogeul unei cariere picturice. Cel puțin spune că cea de-a doua jumătate a secolului toate acestea 20, țin de un anumit firesc. Bine, la noi, toate acestea firești, de ce? Pentru că întregesc artistul imaginea, cu lucrările pe sale care noi, pătrunde mai greu spațiu nu foarte larg. Societate, putem să ne o facem, în casele oamenilor, în și putem să ne o construim, a spune eu, mai bine și atunci decât există această nevoie avut aici de comunicare. Și atunci există această nevoie de prezentare cu tot ceea ce Gabriela Culic are artistul și răspunde acestei provocări, că este semnificativ. Nu știu dacă mai mult prin albumul pe care îl avem în față sau mult mai mult, și aici cred că este adevărul, mult mai mult din ceea ce ne oferă pe sine.